Grigore Buzuiesa, vă va prezenta proiectul programului de transport și câteva aspecte privind managementul societății. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației la conferința de presă organizată astăzi de către SC Trolei Buzu, în condițiile în care se apropie începerea noului an școlar și în același timp, în ultima perioadă, datorită numeroaselor telefoane primite la dispeceratul societății cu privire la programul de transport. După cum bine știți, Troleibuzul operează programul de transport stabilit și aprobat de către Asociația de Dezvoltare Urtrans, program care este anexă la contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători. Însă, încă de anul trecut, la nivelul lunii septembrie, acesta a suferit o serie de modificări, de fapt mai multe modificări, și o să vă rog să-mi dați voie să fac un scurt istoric. Troleibuzul, încă de la înființarea sa, a fost subvenționat de către Consiliul Județean Neamț, fiind singurul UAT care a avut sume bugetate cu această destinație. În condițiile în care, și la momentul acela, ca și acum, transportul se realiza pe raza mai multor UAT-uri și, în special, în proporție de aproximativ 80% pe raza municipiului Piatra Neamț. De unde provine această subvenție, care între timp a devenit compensație? Provine din diferența de tarif, având în vedere că prețurile practicate de SC Troleibuzul sunt de tip social și, după cum cred că deja știți, acestea sunt stabilite tot de asociație. Deci tariful practicat de Troleibuzul este un tarif social și nu comercial. În anul 2016 a fost încheiat contractul de delegare între Autoritatea Contractantă Urtrans și Troleibuzul, în care se prevede foarte, foarte clar că UAT-urile membre au obligația să-și bugeteze sume cu destinație de compensație a serviciului de transport. Cu toate acestea, în continuare, unic plătitor a rămas Consiliul Județean Neamț. La momentul 2018-19, valoarea totală a compensației anuală fiind de aproximativ 8 milioane de lei. Anul trecut, din luna iunie, Consiliul Județean nu a mai avut cadru legal pentru a achita această compensație, iar UAT-urile pe raza cărora operăm, au refuzat sistematic să-și bugeteze sume cu această destinație. Din acest motiv, în perioada iunie-octombrie, s-au înregistrat în contabilitatea societății creanțe reprezentând compensații în valoare de 3,5 milioane lei și pentru faptul că nu am găsit înțelegere în a le încasa, ne-am adresat instanței împotriva Asociației de Dezvoltare ADI Urtrans. Deși contractul are prevederi foarte clare, în sensul că UAT-urile sunt obligate să-și bugeteze toate, ADI-ul a chemat în garanție doar Consiliul Județean Neamț, ca și cum transportul facem pe raza, în jurul clădirii Consiliului Județean Neamț. Datorită lipsei de lichidități și aflându-ne în imposibilitatea de a achita combustibilul, în data de 4 octombrie anul trecut s-a blocat activitatea și nu am putut efectua programul de transport. Atunci au fost voci care, bineînțeles, că au acuzat că fac politică, că e managementul defectuos. Sigur că, probabil, și pentru faptul că sunt femeie, managementul este defectuos. Mă gândesc că dacă era un bărbat, devenea deodată competent, dar nu știu în ce măsură reușea fără bani să ducă activitatea mai departe. După acest episod din 4 octombrie, unele dintre UAT-uri au înțeles să aloce sume pentru compensație, mai puțin municipiul Piatra Neamț.
pe raza căruia se derulează, se înregistrează cei mai mulți kilometri efectuați, în jur de 70-80%, așa cum am mai spus. Iar pentru faptul că nu au bugetat sume în perioada noiembrie-martie în curent, valoarea compensației neîncasate este de 1.180.000, sumă care se adaugă, care din nou face obiectul unui litigiu în instanță. Având calitatea de autoritate tutelare, Consiliul Județean Neamț a fost informat în permanență despre situația dificilă a societății și a căutat permanent soluții. Astfel, în luna decembrie, societatea a beneficiat de un ajutor de minimis în valoare de 950.000 pentru a se evita blocarea societății. Totodată, președintele Consiliului Județean Neamț a convocat și mediat întâlniri cu reprezentanții UAT-urilor, încercând să-i convingă că și transportul este un serviciu de utilitate publică ce contribuie la confortul cetățeanului, ba mai mult, s-a oferit în a acorda sprijin. Adică, funcție de valoarea compensației pe fiecare UAT în parte, a alocat jumătate din aceasta, urmând ca UAT-urile să-și bugeteze diferența. Bineînțeles că nu s-au ținut de cuvânt UAT-urile, nu au procedat așa cum au promis și la momentul acesta ne aflăm cu creanțe restante pe perioada ianuarie-august, în sumă de 2.350.000. Deși au cerut reducerea programului de transport toate primăriile, în vederea diminuării compensației, deci dacă anul trecut aveam un efectiv de 200.000 de kilometri pe lună, anul acesta avem cam 100.000 de kilometri pe lună, nici în prezent aceste compensații nu pot fi susținute de dumnealor, așa motivează și nu sunt achitate, în condițiile în care noi am respectat atât contractul cât și programul și în condițiile în care Troleibuzul a făcut investiții în noi în parcul auto încă din anul 2015, gradual, bineînțeles. La acest moment avem în derulare contracte de leasing în valoare de 9.600.000 de lei, contracte pentru care avansul a venit tot de la Consiliul Județean Neamț și ale căror rate sunt suportate prin compensații asigurate până una alta tot de Consiliul Județean Neamț. În condițiile în care programul a fost redus maxim, au avut de suferit atât călătorii, beneficiarii serviciilor noastre, cât și noi ca societate, întrucât s-au redus foarte mult veniturile. Chiar dacă în cadrul Consiliului Local, în special Piatra Neamț, s-au acordat o serie de facilități pentru pensionari, elevi și alte categorii defavorizate, să știți că aceștia nu prea se înghesuie să beneficieze de aceste facilități, în condițiile în care, pe raza municipiului Piatra Neamț, programul de transport este întrerupt de la 8:30 până la 12 zilnic. Și deși aceste hotărâri au fost date cu scopul de a atrage venituri, din punctul nostru de vedere nu a avut un efect pozitiv. Mai trebuie precizat că, dată fiind situația financiară precară a societății, începând cu luna iunie, Consiliul Județean, având un cadru legislativ permisiv, a bugetat 270.000 de lei pe lună, pentru, reprezentând compensație pentru SC Troleibuzul. Aș mai vrea să precizez că în contractul pe care l-avem încheiat, se prevede că în cursul anului operatorul are obligația de a efectua un audit tehnico-economic care stabilește indicatorul lei pe kilometru și care stabilește profitul rezonabil al acestuia, lucru pe care l-am întreprins și în ciuda faptului că acest audit a fost aprobat în cadrul asociației, iar AGA ADI Urtrans a decis semnarea unui act adițional,
Ce să credeți? Însuși președintele de asociație a dat tonul tuturor primarilor să nu achite compensația recalculată. Prin urmare, situația societății nu este una tocmai bună, iar dacă lucrurile continuă să se deruleze așa, există riscul de a fi pus în pericol și proiectul de modernizare al transportului în municipiul Piatra Neamț, al transportului ecologic, da? Proiect al Consiliului Județean Neamț în parteneriat cu UAT Piatra Neamț, al cărui beneficiar ar trebui să fie troleibuzul în calitatea sa de operator regional, așa cum a fost anunțat în Jurnalul Uniunii Europene. Am ținut să fac aceste precizări pentru a clarifica, în primul rând, faptul că programul de transport este stabilit de către Urtrans și este impus, nu ține de operator, doar îl executăm. Și în condițiile în care mai sunt 10 zile până la începerea anului școlar, până la această dată nu am primit vreo modificare de program, deci nu știm cum vom opera, nu e problemă, suntem pregătiți pentru orice situație, însă dacă se dorește a se funcționa, după cum am înțeles, în regimul actual, nu mai poate fi vorba de nicio distanțare socială odată cu începerea școlilor și nu numai. Mai sunt și societăți care își reîncep activitatea și cam asta am vrut să vă aduc la cunoștință. Traseul Piatra Vâdca mai este la troleibuzul? Da, este traseul pe care... Da, da. A fost reintrodus la cererea primăriei Piatra Neamț către asociație. Îl operăm. Așa cum a fost reintrodus traseul de pe platforma industrială de la Mecanica Cealău, IVV. Primăria Piatra Neamț ieșise cu declarații că este mult mai ok transportul privat. Deci nu au găsit privat pe ruta aceasta care rămâsese liberă. Că ei au spus că se descurcă privați mai bine. Păi, vedeți dumneavoastră, domnul Iosub, în condițiile în care pe traseul respectiv ai unul, cel mult doi călători, nu prea îți permiți luxul de a-ți face cheltuieli inutile, pentru că veniturile sunt aproape inexistente. Doar că, așa cum spuneam, de aceea este necesar existența troleibuzului. Noi facem un transport de tip social, în cel mai îndepărtat cotlon, la cea mai târzie oră și cu un preț... Și un singur lucru aș mai vrea să nu mai lămuriți. În timpul pandemiei am primit semnale de la spital că erau probleme foarte mari cu transportul personalului medical din anumite comune unde privații nu mai mergeau și a trebuit să preluați dumneavoastră treaba asta. A fost o discuție, dar a rămas în fază de discuție. Eram pregătiți să susținem și această activitate, dar a rămas în fază de discuție. Probabil s-au discutat. Și traseele care nu s-au mai executat cu pandemie de pe privați, că nu era rentabil de a prelua cineva sau rămas cu oamenii? Pe zona asociației a funcționat troleibuzul cu programul stabilit. Pe traseele județene nu... Mulțumesc. Ce se întâmplă cu cablurile de la vechea infrastructură? Rețeaua este în patrimoniul Consiliului Județean și cred că acolo trebuie să puneți întrebarea. Ce înseamnă pentru activitatea dumneavoastră începerea anului școlar? În primul și în primul rând, venituri suplimentare. Da, ca și capacitate și alte probleme? Facem față cu parcul auto pe care îl avem. Așa cum am menționat, el este înnoit în proporții de 60%. Ne descurcăm. Dacă mi este permis să vreau spun și eu câteva cuvinte, o să mă întrebați ce cau, știți? Fănuș Neagă la o gala umorului l-a întrebat aia dacă e potrivit pentru gala umorului. Și a zis că dacă eu știu ceea ce nu știți voi, calitățile birului, știi, asta nu
Șneagul, vinul trebuie să fie, zis, alb, sec, rece, mult și degeaba, știți? Băi, nu le știți. Nu, de asta ieri am fost cu domnul președinte la o conferință de presă, îi spunea cu domnul Dan Constantin. Și să vin și astăzi, că a fost în construcție în Aga la Trolebuzul și mai cu niște probleme. Am fost în Aga când domnul Constantin era președinte, am fost din două mandate în Aga la Trolebuzul. Vreau să spun doar câteva cuvinte. Nu e o istorie. Trolebuzul a fost o dispută de patrimoniu între Consiliul Local și Consiliul Județean. A câștigat Consiliul Județean, că era mai aproape de guvern. Finanțarea a fost de la nivel guvernamental pentru dezvoltarea Trolebuzului. Știu bine partea aceasta de istorie, fiindcă umblam să mutăm la zona unde are armata, s-a făcut o cameră de gardă, la schimb, s-au făcut niște eforturi ca să funcționeze. Dar nu asta e important. Urtransul a fost această asociere, s-a făcut în perioada când a fost eu președinte și s-a făcut că fără Urtrans, fără această asociere făcută pentru a deveni operator regional, nu se putea accesa niciun fel de fonduri europene. Prima evaluare a fondurilor europene, a planului de mobilitate, s-a făcut în 2013. S-a făcut chiar, s-a venit și la societatea Trolebuzul, s-au luat niște date, niște calcule și a ajuns la vreo 36 de milioane de euro. Valoarea, 35 s-au alocat de Uniunea Europeană. După cum știți, sunt sumele acestea predestinate, sume care sunt dirijate pentru mobilitate urbană. Am vrut să spun lucrul acesta, fiindcă ceea ce se prevede la ora actuală, fără un plan mai bine elaborat, fără să închidă o linie de circulație în oraș, fără parcările la zona de intrare în oraș, planul acesta de mobilitate, pe al palier discutându-l, nu va fi o reușită. Fiindcă acest plan de mobilitate urbană trebuie să aibă niște, să zic, facilități, ca oamenii să-și poată eventual lăsa mașinile, să poată, nu mai vorbim de piste de biciclete, să meargă stânga-dreapta, în toată zona aceasta care intră în planul de mobilitate urbană și unde pe viitor trebuie să circule pe verzi predestinate autobuzele electrice. După cum știți, în Adiul Trans, știți comunele care intră, poate, într-adevăr, o parte dintre ele, problema subvenționării transportului, au o problemă, însă multe dintre ele, dacă vorbim de orașul Rozmă, nu mai zic de Piatra Mea, eu cred că însă pune problema să nu poată susține financiar partea aceasta de subvenție. Și fără să intru eu în chestiuni care țin mai mult de bucătăria internă a Trolebuzului, lipsa de subvenții va greva foarte mult asupra realizării proiectului de mobilitate urbană. Chiar dacă acum se tratează așa un pic, suntem și în perioadă de campanie, o să treacă. Dacă nu se vor da bani, după cum prezentat la director, mă uitam aici și mi-a notat două, trei lucruri, așa pentru mine, eu cred că dacă mergi cu un bilanț o situație negativă la sfârșit de an, va fi o problemă mare pentru accesarea proiectului. Eu aceea nu am avut atât, am zis că e bine să aduc în atenție lucrurile astea, fără să intru în alte aspecte care nu mă privesc pe mine și care mi le-a prezentat doamna director, poate domnul Dan Constantin, fiind mai aproape de societate în ultima perioadă, va prezenta alte aspecte. Mai aproape de societate și mai aproape și de Urtrans. Doamna director și domnul Iacoban au spus foarte clar, și știm că activitatea care o face Trolebuzul este un serviciu de utilitate publică, care este reglementat de legislația în vigoare, iar nivelul legitimațiilor de călătorie este stabilit prin hotărâri ale autorităților publice locale și nu are la bază un calcul economic. De aceea,
Digitorul a introdus, ca de fapt în toată lumea, compensarea cheltuielilor pe care le efectuează societatea ca și diferență între venituri și cheltuieli. Fiind un serviciu de utilitate publică, ai nu ai călător, trebuie să-l execuți și dimineața la ora 4 și seara la orele 22, dacă este în programul pe care autoritatea contractantă, adică Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Ultrans, l-a prezentat și operatorul este obligat să îl efectueze. De aceea, pentru mine, este puțin de neînțeles atitudinea unor OAT-uri care, deși în codul fiscal este prevăzută această obligație de a-și bugeta sumele necesare privind compensarea activității acestea de transport, nu au făcut-o, având ca și suport faptul că până acum Consiliul Județean a fost singura autoritate care a făcut această compensare a activității financiare. Aș vrea să trag și un semnal de alarmă în legătură cu acest program de utilitate, de mobilitate urbană. Ați văzut că în ultima perioadă, la nivelul municipiului Piatra Neamț, au fost semnate mai multe contracte de finanțare într-un cadru festiv. Toată lumea este bucuroasă, dar uităm, deși lucrul acesta a fost prezentat de mai multe ori celor de la municipiul Piatra Neamț, că aceste programe sunt strâns legate de activitatea societății Troleibuzul. Dacă societatea Troleibuzul, ca și operator de transport public, nu va mai exista, aceste programe sunt puse în sub semnul întrebării. Și un prim rezultat ar fi faptul că OAT-ul Piatra Neamț va trebui să ramburseze în integralitate sumele care au fost decontate până acest moment și cele care ar fi trebuit să fie decontate. Piatra Neamț nu își va putea realiza indicatorii de emisii de CO2 în lipsa unui transport ecologic. De aceea, la nivelul Consiliului Județean și la nivelul Guvernului, încă de vreo 2 ani de zile, sunt două proiecte de introducere a transportului verde, adică transportul pe raza municipiului Piatra Neamț, integral auto, integral electric. Și există pregătit absolut toate documentele premergătoare ca aceste proiecte să poată să fie implementate. Aici la Troleibuzul va exista stația de încărcare lentă, iar pe raza municipiului Piatra Neamț, în această fază, vor exista 3 stații de încărcare rapidă pe locațiile deja stabilite, una la gară, una la Dărmănești și a treia la intrarea dinspre Bicaz, unde este camera de conturi. Lucrurile sunt foarte, foarte înaintate. Eu sper ca în cel mai scurt timp prima tranșă de autobuze electrice să sosească. Vor fi aproximativ 40 de mișloace de transport integral electrice și Piatra Neamț poate să devină, din acest punct de vedere, primul oraș în care transportul acesta de utilitate publică va fi un transport ecologic. Repet, dacă se va întâmpla printr-o cumul de evenimente nefericite și primul este tocmai acesta, refuzul de a plăti compensația aferentă fiecărui OAT, compensația este calculată de către specialiștii de la Asociația de Dezvoltare Ultrans și este însușită de fiecare dintre OAT-uri. Deci dacă va dispare Troleibuzul, acest program integral de mobilitate urbană pentru Piatra Neamț este pus în mare, mare pericol. Iar în viitor sperăm ca activitatea aceasta de transport ecologic verde, integral electric, să fie extinsă, cel puțin la nivelul
arii de competență Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ADI Rutrans. Mulțumim și noi.